Știai că o culoare preferată poate să spună multe despre personalitatea ta, trăsăturile tale de caracter și chiar despre emoții? Aceste informații te vor ajuta să explorezi modul în care culoarea ta preferată reflectă cine ești cu adevărat. Roșul indică încrederea în forțele proprii. Cei care aleg roșul sunt hotărâți, pasionali, ambițioși, curajoși și încrezători, cu o dorință debordantă de succes. Roșul simbolizează o energie puternică, vibrantă, care poate influența pe aceia care sunt atrași de ea. Portocaliul denotă optimism. Ai ales portocaliul drept culoarea ta preferată, atunci nu este întâmplător că debordezi de energie și entuziasm în orice situație. Portocaliul este asociat cu soarele, de aceea, în mod natural, cei care adoră această culoare tind să fie persoane calde și optimiste. Galbenul este ales de cei inteligenți. Dacă alegi adesea galbenul, fie în vestimentație, fie pentru decorațiunile interioare, înseamnă că radiezi de optimism și pozitivitate. Ești o persoană veselă, inteligentă. Verdele este culoarea celor organizați. Cei care preferă verdele sunt oameni de încredere, atenți la detalii, responsabili și organizați. Albastrul sau violetul sunt favoritele celor intuitivi. Dintre toate culorile, albastrul este preferat de cei care își păstrează calmul, indiferent de situație, în timp ce violetul este semnul celor misterioși și imaginativi. Relatează click pentru femei.ro.